problema dumneavoastră acută este problema problema Dumbrava Nouă. Că s-a început și a rămas așa. Oameni buni, dumneavoastră trebuie să știți adevărul și numai adevărul. S-au declanșat șantiere în tot sectorul. Foarte bine că s-a declanșat. Are nevoie sectorul de dezvoltare și de recuperarea timpului pierdut. Eu când am venit din vacanța mea, am găsit aceste șantiere. Toate bune și frumoase. Am zis și vă zic și în fața noastră, ele vor continua. Numai că ca să le putem continua, și o să vă spun exact ce se întâmplă și cu Dubrava Nouă, a trebuit să le sigilez pe unele, la une, să le închidem. Cum am închis șantierul Dumbrava Nouă, cum am închis, ce șantier am mai închis? Făt frumos. Pentru că s-au făcut niște angajamente financiare la bugetul pe care îl suportă primăria sectorului 5. Bugetul primăriei sectorului 5, din taxele și impozitele de dumneavoastră, se află undeva la 125-135 de milioane de lei anual. Din cotele de TVA care ne intră anual, intră aproximativ 40-50 de milioane pe lună. Un buget realist pe tot anul 2023 și de fapt mai tot timpul este să învârte în jurul la 900-1000 de milioane lei. La începutul anului 2023, când s-a demarat și s-a prognozat șantierul Dumbrava Nouă, șantierul podul Giurgiu Vigoniei, s-a preconizat că se vor accesa niște fonduri care s-au și depus, numai că acele fonduri, datorită, iată, uite, PNRR-ul, nu-i PNRR-ul, uite, banul, nu e banul, dar fondurile durează, dar ei s-au bazat foarte mult, vechea administrație, interimatul cât am lipsit eu, că vor atrage aceste fonduri. Fondurile, suntem în luna septembrie, începutul octombrie, fondurile anul ăsta cu siguranță nu mai vin. Și atunci a trebuit, chiar dacă ei au lucrat, că sunt foarte multe lucrări și astea care s-au făcut aici până la Dumbrava Nouă, să fie achitate. Și dacă trebuiau achitate, n-aveam cum să achit din banii virtuali care au fost angajați, adică sperând că vor veni acele fonduri. De-aia am preferat să sigilez. Astăzi suntem în lucru și terminăm podul Giurgiului și Vigoniei, care a fost de o anvergură la fel de mare ca și Dumbrava Nouă. Dumbrava Nouă va începe următorul șantier. Prima dată vom începe cu asfaltarea și reglementările care care trebuie să făcute. De exemplu, am înțeles că și le-am văzut, anumite parcări s-au făcut în spațiu verde și trebuie să aduse la faza inițială, dându-ne chiar cei de la Direcția Națională de Mediu măsurile de aducere la îndeplinire, în baza probabil sesizărilor dumneavoastră, și trebuie să le aducem și pe la îndeplinire. Plus că pentru Dumbrava Nouă și cum am fost și acum pe podul Giurgiului și procesul de recepție trebuie să se facă conform. Deja din partea dumneavoastră și numai de aici și pe alte șantiere s-au sesizat faptul că nu s-au făcut lucrări conforme. Asfaltul care s-a turnat, nu știu, fără ce, nu așa, nu știu ce, adică nu s-au făcut, s-au făcut pe repede înainte, las că merge așa. Eu unul și echipa care o reprezintă aici, eu nu vin să recepționez ceva dacă nu este conform cu standardul. Adică, de exemplu, sub pavelele alea trebuie să existe, explicăm tehnic, niște plasă, nu știu ce, de acolo au aruncat așa din gard, haideți să punem repede alea și noi, nicio problemă. Iar eu, pentru că la un moment dat cine vine și bagă carota în asfalt sau scoate 7 pavele să... Pe mine mă trage la răspundere că noi facem recepția. Eu nu vreau să răspund pentru alte... Lăsați, după care răspund la fiecare întrebare. Noi prima dată trebuie să dăm drumul aici pe partea asta, că spațiile verzi mai pot amâna puțin, adică să remediem ce avem de făcut și să ne dăm drumul la asfaltare. Eu vă spun că în maxim 2 săptămâni vom începe asfaltarea pe Dumbrava Nouă. Estimez că undeva până la sfârșitul anului să o terminăm, dacă mergem în ritm alert, să terminăm tot ce înseamnă, iar în paralel, când terminăm podul Giurgiului și asta în aproximativ o lună, maxim 40 de zile, să intrăm pe spații de verzi cât ne mai intră, cât ne mai permite timpul. După care ce avem în zonă de făcut, parcări, trotuare și exact rampele care nu s-au făcut. Doamnă, pardon, domnule, știu lucrurile, să nu credeți că
n-am citit, să nu credeți că n-am citit toate sesizările dumneavoastră. Să nu credeți, le-am văzut. Parte le-am văzut cu ochii mei venind în teritoriu. E adevărat. Și nu numai pe șantierul dumneavoastră, în cele 3-4 șantiere au fost. Pe repede înainte n-au făcut acele bordurile foarte înalte sau nu există, vine cu căruciorul la trecerea s-au văzut lucrurile astea, noi trebuie să le remediem acum. O să dăm drumul, cum v-am spus, în 2 săptămâni la asfaltare și vom lucra la detaliile de remediere. Estimăm că Dumbrava nouă, că vă luăm întâi disconfortul, să nu mai existe praf, să dăm drumul la asfaltare peste tot. Da, deci eu nu, păi de ce să dărâm trotuarele? Așa a spus, le desfințesc. Care trotuare? Cele care sunt acum. Nu, domnule, eu desfințesc decât acolo unde a intrat. Toată Dumbrava nouă a intrat în spațiu verde. Toată Dumbrava nouă are acele pavele și acela. E lucrare nerecepționată, stimate domn. Poți să aduc terenul la starea inițială? Pe banii cui? Păi dacă nu este plătit din pe banii constructorului, nu pe banii dumneavoastră. Pentru că nu este lucrare respectată. Cum asfaltați când trotuarele nu sunt finalizate? Păi noi știm clar unde va veni trotuarul cu starea inițială. Noi vă redăm șoseaua. Domnule, asta e cârpeală. Nu este cârpeală. Domnule, e părerea dumneavoastră. Lăsați-ne pe noi și la sfârșit... Până acum nu ai putut să vă lăsați. Pe mine personal, stimate domni, pe mine personal, i-ați lăsat pe alții. Așa, și am început eu Dumbrava nouă, stimate domni. Nu n-ați înțeles, am început eu Dumbrava nouă? Păi atunci nu mă acuzați pentru ce... Păi primăria, am lipsit un an jumate, am găsit ce ați găsit și dumneavoastră. Păi trageți în mine, hai să vedem de acum încolo, trageți în mine cu mine de față. Nu trageți pentru ce au făcut alții înainte. Spuneți ca să... Domnule, eu răspund pentru ce fac eu, ce au făcut alții. Da. Lăsați să vorbească, băi. Ia asta. Dar te bine, frate, să te bine omul ăsta, că te-ai venit aici. Da. Vă spun la mine, la bloc. Nimeni, păi fiecare are blocul lui. Nimeni nu spune domnul. Dar lasă-mă n-aie, păi. Domnul primar nu-l interesează. Păi lasă-l să-și vină și-l asta discutăm acum de o buruiană în fața blocului. Spune mie să-l las copacul pe mijlocul trotuarului. Copacii sunt pe mijlocul trotuarului. Oameni buni. Dar la urmă. Stați să vă spun exact. Domnul a ridicat o problemă pertinentă care e valabilă în mai multe zone. M-a ascultat, stimate domn. Stimate domn. M-a sculcat, stimate domn. Dumneavoastră ați ridicat o problemă foarte pertinentă și care se regăsește probabil la toată lumea. Să nu credeți că vin eu, de exemplu, în fața blocului dumneavoastră sau cu echipa. Venim acolo și quartalul respectiv sau blocul respectiv cu spațiu. Bun, nu zona, efectiv pe bloc. Efectiv pe bloc. Dacă dumneavoastră și marea majoritate a asociației vreți să rămână așa cum rămâne spațiu verde, că va lua din spațiu verde și v-a făcut acolo, n-am nimic în contră. Îmi dați că sunteți personalitate juridică, îmi dați scris, semnați jumătate plus unu, că într-un bloc sunt 1000 de ini și 1000 de păreri. Deci 1000 de păreri. Eu mă supun majorității. Dacă 51% din zona respectivă asta dorește, eu pățesc, de exemplu, cu o simplă băncuță. Unul spune pune băncuță, altul vine ia băncuța. Unul spune ia... Și eu pe cine să împac? Așa am zis așa. Vrei asociație de locatari? Ce vrei acolo? Vreau 3-7-8. Acum 3 săptămâni domnul primar a venit pe Dumbrava nouă. În prezența mea a văzut toată lucrarea de aici. Știe toate de... Domne, eu când am venit, vin acum, credeți-mă, nu venea nimeni, credeți-mă că vă spun cu toată responsabilitatea. Nu știu cine v-a consultat în stil să vină să vorbească cu dumneavoastră. Vă trezeați cu el începute, vă lăsa cătura, putea să țipa și ne întâlne... Păi eu de ce vreau să vă spun? Eu ce vreau să vă spun? S-a mers pe Herupin, dar nu mă condamnați. Eu vreau să reparăm și să aducem totul la normalitate. Da, o secundă. Da. Eu cam în mare, eu v-am spus, deci demarăm în 2 săptămâni. Ce avem demarat? Să schipați de praf și să că vine ploaia să... Ce vreți? Parcări!
de 30 de ani. În maxim o lună de zile încep cele parcările supra, pe vertical, pe orizontal, noi nu mai avem cum să ne dezvoltăm cu parcări. Doar pe vertical. Și acolo unde găsim, de exemplu, zona asta, dau un exemplu, nu știu că văd aici, acolo facem un P+4 care să luăm toate mașinile, să le urcăm pe... Fața blocului, nu mai... Ba da, și, în afară de... dar sunt unele care sunt azi pe trotuar. Întrebați, ce spune, întrebați ce s-a întâmplat pe Vigonie și Dumbrava Nouă, acel șantier. Am fost, când le-am spus și lor, am avut aceeași discuție la început, când am oprit cele șantiere să plec, să vin cu sectorul încoace. Adică să termin zona aia care era cea mai avansată. Stați puțin să vă spun. Și acolo era la fel, cu gagherul acoperit, cu nu știu ce. E, noi acum eu vin... Pe banul constructorului care a zis hai că merge așa, reglăm tot, punem, scoate canalizarea, punem cea cu acoperiri, ridicăm bordura, cădem aia pentru persoanele cu dezabilități. Le reglăm cum le-am reglat acolo și întrebați că lucrurile astea s-au întâmplat și se întâmplă acum. Asta am făcut. Rugăminte, în altă ordine de idei, spuneți-ne și nouă, vis-a-vis de reabilitarea termică. Lucrările aparent sunt terminate, doar la suprafață. În speță sunt puse geamurile termopan, doar la interior, pereții despărțitori nu sunt puși, ne-a lăsat așa cu închisoare. S-a făcut recepție, a semnat administratorul recepția, bun. Rugămintea mea către toată lumea, Oameni buni, problema dumneavoastră, blocul respectiv, problema dumneavoastră, în nume personal, adresat mie la cabinet, veniți la registrator, eu luați numărul de înregistrare și eu vă răspund și eu vin să constat personal problema. Dar vreau să am informația directă de la dumneavoastră. Ba da, fac, pentru că n-am ce să fac până în consolidez echipa, trebuie să o fac. Domnul primar, dacă îmi permiteți. Stabiliți o modalitate de comunicare cu președinții asociațiilor de proprietari. Uitați aici, n-au nicio răspundere, nu-și fac treaba, doar interesul personal și-l văd, nu al proprietarilor din imobil. Își rezolvă ei, o-și măduță cu domnul. Rezolvați o comunicare cu ei, cu răspunderi, cu atribuții. Noi, locatarii, nu avem... Om bun, atribuția primăriei se oprește la intrarea în bloc. De acolo sunteți personalitate juridică. De acolo dumneavoastră îl alegeți, dumneavoastră îl puneți. Eu nu pot să intru să fac regula la dumneavoastră în casă. Gata, liniște, spuneți, domnul. Vă rog, mai în față. Vă rog. Două întrebări la dumneavoastră. Sunt președintele unei scări dintr-un bloc de 5 scări. Suntem personalitate juridică, 4 scări, a 5-a scară nu dorește să constituie, cele 4 scări au depus dosare de reabilitare, nu ne putem încadra în tot proiectul de reabilitare pentru că o scară nu a depus dosar. Putem să facem ceva, putem să... Domnul Bogdan, acolo unde nu s-a constituit, acel președinte, de exemplu, stați, domnule, să vă explic. Acolo unde nu s-a constituit, ca să nu stea 4 scări nereabilitate, ok, își schimbă, acolo e personalitatea lor juridică, nu vor asociație, nu, eu știu ce se întâmplă, dar bagă până la blocul respectiv programul în reabilitare și ăla să rămână cu blocul în reabilitare dacă ei nu vin. Pentru... O scară, aia nu se face și se face cum... Ați văzut că mai sunt blocuri în care, vedeți, o scară e făcută, o scară... Aceea situație. Din cauza președinților, domne, eu nu pot să intru fără acordul dumneavoastră, dar se decontează niște bani. Dacă acolo președintele sau asociația nu-ți dă interes, eu nu pot să vin să fac lucrurile astea, trebuie să urmăm niște pași. Am sunat la dumneavoastră la primărie de fiecare dată. Rugămintea mea, acum vă duceți la domnul Bogdan, dați-i adresa, el vine și reconstituie și reface asta doar pentru cele 4 scări care avem. Nu mai stăm ca să nu rămână... A doua întrebare, dacă îmi permiteți, vă rog frumos, s-a început reabilitarea străzilor, retrotoare, da. S-a făcut. Am dat către dumneavoastră adresă în care suntem de acord că vrem să ne luați din spațiu verde pentru a face parcări. Da. Am specificat în acea hârtie că dorim ca spațiul de alocat parcărilor să fie împărțit fix proprietarilor care au cedat acel loc. Corect. Vrem nu să respecte această decizie, vrem să știm când se finalizează. Eu sunt pe Ileana cu Sânzeana, la numărul 10. Vrem să știm, trotuarul a rămas în paragină. Sunteți președinte de bloc. Da, sunt președintele unei... Domnilor viceprimari, săptămâna viitoare, cu acest vartal, noi am spus că în 2 săptămâni începem aici cu asfalta. Săptămâna viitoare, Andreea este aici? Da, sunt aici.
Da, doar președinților cu administratorii și un reprezentant al unui locatar. Veniți la primărie și acolo vă luăm toate problemele, veniți cu ele scrise, vi le înregistrăm și eu le sub semnul meu le dau spre soluționare sau vă explic de ce nu se poate soluționa. Vom citi pe loc, facem o audiență masivă, audiență, impropriu spus, în sala de consiliu și luăm pe fiecare cu problema. Președinții și stabilind data, de joia viitoare sau miercurea viitoare, miercuri, vă face un anunț și venim fiecare președinți și noi vă spuneți problema, cum a spus și cu blocul, vă spunem și atunci pe loc directorii de specialitate sub dispozițiile mele, unde se poate și ne încadrăm în lege, se poate, unde nu se poate și vă explicăm de ce nu se poate. Da, deci pentru miercuri ora tot așa vă e cu 17, nu? E bine? O secundă să vă iau pe rând. Vă iau pe rând, da, doamnă? Simona Gheorghiță, mă numesc, sunt în liniște, vă rugăm frumos. Da, că noi am puțin liniște, da. Liniște. O secundă că pe toți vă iau. Sau nu plecați de aici. Da. Simona Gheorghiță, mă numesc, sunt administratorul pe sectorul 5. Vă rugăm frumos, vorbesc în numele mai multor colegi, da, de acasă administrator și ca președinții pe care i-am în spate. Faceți întâlniri la primărie săptămânale în care să venim să vă spunem problemele. Pentru că noi stăm toată ziua pe teren și am putea să vă fim de ajutor, respectiv la parcări, la, numai puțin, lăsați-mă doar să vă spun, la parcări, exact ce spunea domnul, că am alocat, la spațiile verzi, că noi le gestionăm ca și administrator, noi ne ducem să luăm semnăturile, noi vorbim cu oamenii ca dumneavoastră, echipa, doar să mergeți să le puneți în practică, adică dați-ne și nouă, da, implicați-ne și stai să vă spun, de fapt, proiectul care mi-a venit și vreau să vă, dar momentan eu n-am simțit o datorită, nu știu din ce cauză, anumiți președinți, că am vrut să fac anumite convocări, nu răspundeau invitațiilor. Nu, că sunt, știți de ce? Bun, eu acei președinți... Administratorii atunci. Exact, administratori. Îi fac consilieri voluntari ai mei, îi legitimez și mi-aduceți info. Foarte greu îi obțineți pe președinți să fie disponibil. Bun. Pentru că eu administratorii. Ia-o ca idee și asta vom face. Noi sunteți și numai Veniți. Numai puțin. Noi suntem atestați. Nu administratorul conduce o asociație. Președintele. Am de spus și am spus. Încă o dată, președintele. Da. Lăsați-mă să vorbesc. Administrator. Doamne, nu, haideți să... Mai sunt locuri în anvelopare. Avem nevoie ca și administrator să discutăm cu cineva. Avem probleme pe care le-am sesizat. Pe care și eu am nevoie să duceți informația reală înapoi la locatari. Într-un bloc de 4 scări, una dintre ele a fost anvelopată pe timpul Evanghelie. După aceea, celelalte trei au apărut tot timpul în evidențele primăriei ca fiind anvelopate. Acum se anvelopază ultima. Și noi ăștia la alți doi am rămas... Oameni buni, credeți că dacă nu m-ar interesa să rezolv... Stăteam eu astăzi aici? Nu, dar nu... Nu e nici campanie electorală să vă vând avioane, că vă fac, vă dau, vă nu știu ce și pe urmă să uităm unul de alții. Da, eu stau să... Ușor, ușor, spune, stimate domn. Liniște. A început anvelovarea blocului pe 2 noiembrie și termenul este, l-am văzut afișat, 3 noiembrie 23. Mai sunt 2 luni, nu decât schela pusă pe bloc. Domnul Bogdan, uite ce spune omul aici. A început anvelovarea pe 2 noiembrie 2022. Și termen de finalizare? 3 noiembrie 23. S-a pus schela și atât? Nu se lucrează. Ce adresă? Notează. Dunavăț, blocul 58. Da, cu 4 nivele. 4 nivele, da. Domnul Costache toată ziua e pântre noi, dar degeaba. N-avei cu cine. Eu dacă reușesc și am reușit să fac ceva în stilul ăsta, am reușit, că să-mi iau informația direct de la dumneavoastră. O secundă pe urmă dumneavoastră, spuneți. Avem doi copaci pe care spațiile verzi i-au semnat. Da, și nu i-a tăiat? Nu i-a tăiat. Aesu-i aici? Aesu-i aici? Un an de zile stau. Vino încoa. Copacii. Acum. Astea sunt probleme simple. Acum adresă dai prin stație, acum vine PRV-ul și taie doi copaci, doamna. Acum sunt, zic acum. Duceți-vă să vă dea. Anvelopare la M84, faceți, întrebați-l pe domnul director de la investiții și întrebați-l scris, dar faceți-mi și adresă să vă dau un răspuns oficial să știți exact. Domn primar, pe strada Focșani. 11 nu s-a reabilitat niciun bloc, domnul Cristian. Lasă-l la mine.
mai în spate cerului. Scara care nu este asociată de proprietar, nu se poate reabilita. Eu am documentele depuse și m-am ținut ani de zile că scara cealaltă nu era asociată de proprietar. Ați înțeles, s-a schimbat. Eu am zis așa, de ce să de ce să-l omor pe omul care este bun și și-a făcut documentația și a făcut toate actele și pe ăla care nu-l interesează? Să rămână cu blocul, că e treaba lui, e casa lui, e personalitatea lui juridică, iar ăștia care și-au făcut, facem decât scara aia, așa e. Acum am spus ce-au vrut la persoană. Noi am depus-o ce e tot pentru a dar faceți așa și o rezolvăm așa. Nu, s-au făcut și aia acum și avem toate documentele. Atunci îi dăm drumul, îi aducem la, va fi o ședință la primărie doar pe reabilitare. S-a depus ce în 2012. La anul avem 250 de blocuri, bani finanțați ca să dăm drumul la bloc. S-a depus în 2012 pentru bloc, toți semnătură, m-a dus la primărie când noastră până să vă duceți. Am și da? Femeia care a venit și mi-a spus că m-a dus la primărie, mi-a dat număr. Până în 2012, în iunie, cu tare. Seara mă sună la ora 6, domne, știi ceva? Nu e Barbara, dumneavoastră. Ascultă la mine, ce auzi din gura mea, ia-o de bună. Da. Ce auzi folclor nu? Vino, discutăm față în față. S-a depus altă cerere pentru comunitate. S-a spus bun. Unde să răspundă, lăsați-mă ușor doi. Când s-a mutat primăria după Victorie, noi eram la 84, că era pe internet. Și acum s-a făcut 100 și n-am intrat acolo. Asta am reușit. Am reușit. Da, da, am spus, fă-ți frumos, nu va începe odată cu... Da, domne, și-o tot pentru comunitate. Tot parcul intră în reabilitare cu 2024 în februarie. Da. Ascultă, doamne. Nu mai ține spaza dacă stă de pomană. Exact. Deci nu are nicio... Legal nu are... Gata, corect. Da. Așa cum... Nu are nicio problemă. Frumos când intră. Să joacă fotbal. V-am spus, odată cu Dumbrava Nouă. Să joacă fotbal pe terenul acela unde sunt... Asta pentru fitness, pentru aparat. Da. Tot parcul intră reabilitare totală în februarie, după aprobarea bugetului 2024 în februarie. Tot Sebastian. Și când aveți dumneavoastră timp? Când o fi că nu aveți timp? În primul rând vreau să vă mulțumesc că eu am făcut o adresă pe mail-ul dumneavoastră. Mi-a dat un răspuns că sunt lucrat la infrastructură. Da. Mi-a venit un răspuns anapă de andam domnul Menic, acum să spun, în sensul că blocul nostru este deja cu schelele pe el. Acum trei luni, domnule. I-am dat două, așa? Doi. Trebuie să veniți că sunt niște probleme ce este și pe Dumbrava, nu? Dar sunt specifice la locul acesta. Zonei respective. Da, zonei respective. Da, spuneți, doamnă. Da, e ok. Când treceți odată? Vin pe acolo personal, că vin să vedem cu asta și trec și pe acolo. Puneți-mi pe scrisoare, în adresa mea, cabinet primar, Cristian Popescu Piedone, sunt numele meu. Probabil că ați atâncu de cât. Nu, n-ați înțeles că astea eu citesc. Stau până la 12, unul citesc. Citesc și dau rezoluție. Slujba cetățeană. 20.000 de lei. Mi-au micșorat balconul, au intrat la mine, mi-au luat 15 cm din balcon. Toți șefii de șantier au spus e bine și vorbeau urât. Termopanele nu se închid, apartamentul cu trei camere la niciun nu se închid. Faptul e închis la tine? Nu, s-a dat schela jos, eu am trimis și mei la dumneavoastră, au venit și doi inspectori de la dumneavoastră. Eu vin în timp real, sau dau dispoziția în timp real. Acum cu balconul e făcut, ce mai putem face noi acum cu cei? Am să vă întreb, mi-au micșorat și mi-au spus că nu ne interesează. Ce fac, mă duc pe cale juridică să mă bat cu erbașul în tribunal? Păi n-ai nicio șansă. Și atunci ce fac? Mi-au mâncat 15 cm, mi l-am scurtat, mi l-am gustat. Și termopanelul nu se închid. Focșan numărul 1 aici, vis-a-vis. Păi auzi ce îmi spune omul ăsta. Sunt micșorarea balconului din focșan numărul 1. Un 10 cm, da, care azi din mine. Așa, și? 15. Am fost împreună cu dumneavoastră, da? L-am măsurat, am venit cu boloboc, am măsurat, au ieșit 5 cm, da? Nu 5. De față cu vecinul de la parter, cu domnul Marta, a spus 80%, am dreptate, s-a dat schela jos, nu ce să mai fac. Asta e adevărat, dar sunt 5 cm jos sau nu fost, sunt 5 cm. Da, dacă vreți, haideți să mergem cu atât. Mergem cu o dată și dacă ei banii mei plătesc eu. Dar ce să plătesc? De ce să plătesc? Să-mi refac lucrarea, să-mi măresc balconul. Dar nu aveți ce să măriți, că în momentul ăsta nu aveți ce să mai măriți, pentru că a fost făcut, e venit la nivelul balconului, dar a fost împreună acolo. Mâine dimineața te duci la domnul, faceți măsurătură și îmi prezinți raport personal mie. Am termopanele, domn primar, că nu se închid. Asta e altă chestie. Am chemat de 7 ori și pe doamna Ioana de la Fare. E bloc recepționat? Nu, e niciun recepționat. A, foarte bine. Să-mi notez aici. Focșan 1, 188. Dăm puțin. Să ziceți și de cablul ăla al meu, vă rog. Da, acum.
Focșan personal mi-aduci de la Termopane și tot să fac recepția personală aici. Vă mulțumesc mult! Oameni buni, ușor! Da, zi, zi! Avem și noi! Suntem în blocul de alături. Suntem asociația de Pădun Brava Nouă. Avem număr de înregistrare 4096. Am toate actele depuse. Din 2016. Din 2016 actualizat. Scara alăturată deja s-a făcut, uitați ce număr are. Pe ce criterii să iam în bază? De câte ori merg, niciodată nu mă ia nimeni în seamă. Spune că nu este adevărat. E de pe site-ul primăriei. Bogdan, mâine dimineață doamna este la tine și îmi da și mie o explicație ce se întâmplă ce îmi dea doamna, da? Și da și 4096 numărul de înregistrare. Nu, mâine dimineață vă duceți la el. Ok, vorbesc asta cu locul de crește și la grădinițe. Cum? Crește și grădinițe, sunt foarte puține locuri. Vorbim de buget, oameni buni. Necesitățile sunt fantastice. Ieri când a început școala, am îngăunat o grădiniță și acolo am 60 de locuri plus. Nu știu cum am fost cu o grădiniță nouă construită de la zero. Dar sunt niște investiții, adică investiții. V-am spus, dacă ar merge și n-am avea cotele de falcare, nu mă ajunge să împrumut. Dacă n-aș lua fondurile europene, în sectorul 5, fiind cel mai sărac, văd, nu se poate construi o cărămidă, nimic. Nu avem bani decât să plătim taxe, impozite, întreținere, chirii, școli și altceva, nimic. Deci zbaterea și a mea a fost de când am venit să atrag fonduri, să iau împrumuturi, să fac ca să putem dezvolta. Intenția este de a face, dar cum știu necesarul și nu la noi. E o criză acută în tot București, nu mai au ajuns să se mute copiii să-și facă flotant ca să prindă un loc acolo, iar ei nu-i normal. Dom'le, voi plătiți taxe și impozite sectorul 5 și eu am să interzic. Dom'le, pe mine nu mai mă interesează flotantul. Dăm domiciliu, de când stă mama și tata aici? De 10 ani. Du-te, mă, cu copilul la grădiniță. Vine ăla din sectorul 1 să vină ăsta. Voi plătiți bani pentru taxe și noi zbatem să luăm să facem așa și vin alții și beneficiază și copiii din sectorul 5. Nu. E legea, dar noi vom încerca să abordăm și să dăm această o hotărâre de Consiliul Local. Ba da, va ține de primărie. Eu nu mai primesc în grădinițele și școlii noastre decât copiii din sectorul 5. Ăștia să fie bine. Am și o problemă cu președintele unei sectori. Da, o secundă. Mai văd toate și... Da, mai vorbit tot cu dumneavoastră. Anul trecut înainte să vă... Da, da. Eu aici e. Un magazin de tablă, de tai blocul fără autorizație pe 60 de metri pătrați. O dărâmăm sau... E pe domeniul public? E pe domeniul public? E proprietatea lui, 60 de metri pătrați, dar n-are autorizație, n-are... Iubitul, eu dacă n-am, nu știu ce s-a demarat. Știu, am văzut-o chiar că n-am intrat. Acum, eu pe proprietate, dacă intru, nu, dar dacă am o hotărâre judecătorească, ați demarat, nu știu, nu mai știu nimic. Știu problema, mi-am adus aminte. Exact, anul trecut înainte s-a dus problema. Știu problema. Dacă are fără autorizație, eu îi dau somație de dezafectare, dar nu pot propriu zis, efectiv, să intru să o demolez. Și el îmi plătește o amendă, doare la bască și rămâne cu construcția. Dar o să o dau ca prioritate, domnul viceprimar Nicolaidis. Asta cu prioritatea mâine dimineață la Chioran, să-mi prezinte la zi ce se întâmplă, da? Să pună încă o dată somație cu dezafectare și amendă maximă. Și pe mediu, cât e? Un miliard? Dă-i un miliard de amendă. Cu poliția locală. Și, da? Domn primar, cu poliția locală. E o problemă de comunitate. Au activități de prevenție în statutul lor. Da. Pe Dun Brava Nouă, de la Petre Ispirescu până la parc, în fiecare noapte, până la 1 noaptea, tineri, nu spun de asta, țipă, strigă, asta. Și eu n-am văzut niciunul. Este problemă peste tot. Dacă cetățenii nu ne ajută, dacă nu ne ajută la poliție, poliția a venit târziu, de-aia nu mai e domnul administratorul la Modoranie N3. La parterie un magazin. Proprietarul de acolo a venit într-o zi că vrea să tragă un cablu de la nișa blocului de 380, să-l bage la magazin, că nu-i mai țineau frigiderele, frizele se încălzeau, așa. Nu a venit cu proiect, nu a venit cu nimic. A venit cu un electrician, cu ce nevoie, a tras din nișa blocului un cablu, l-a pus pe bloc, l-a dus în magazin. Fără acordul nostru, fără nimic. Unde e asta? Modoranie N3.
Director Poliției Locale, recepție. Vă spun că cu cablul de popluc acum s-au setat absolut tot. Cablul primar, Poliția Locală. Strada? Strada Modoraniene, numărul 3. Strada Modoraniene, numărul 3. Bloc M93B. Ce s-a întâmplat? Este un cablu trifazic tras din nișa blocului. Acum e pus pe jos, pe lângă bloc, pe pământ. Și dezafectare în seara asta și amendă maximă. Îmi prezentați raportul scris și poze mi le trimiteți în WhatsApp. Astăzi, în două ore vă duceți acolo. Maxim să fie închisă în două ore. Milana Costânzeana, numărul 3. Amenzile adecvate, tot ce trebuie, da? Pericol de electrocutare, dați tot ce poate, ce poate fi acolo, da? Deci urmăriți firul și deconactă. Chemați Enelu să îi amendeze și, și el și așa mai departe. Milana Costânzeana, numărul 9. Avem dosar depus, cred că de cel puțin 5 ani. Milana Costânzeana, 9. Bloc pe 2. Avem dosar de reabilitare de 10 ani. Nu știm ce s-a întâmplat. O sugestie, poate, oamenii noastră de pe la urbanism, de prin birouri, poate, nu știu, stabilesc niște ședințe cu președinții de blocuri. Asta, nu, nu, vor stabilesc președinții cu mine, nu cu oamenii cu mei. Vin la mine ca să iau informația directă, dacă e caz, o dată la două săptămâni, dar acum o să facem o dată la două săptămâni, după care rănim când se vor de probleme. Că... prima este miercuri cu cei de aici din zonă, okay, cu toată lumea, după care vom face pe partare de blocuri întâlnire. Perfect, cu președinții, da, vreau să am informația de la mine, dar când vin domnii președinți, rog, miercuri la ora 17, okay, în sala de consiliu. Miercuri când vin domnii președinți, în afară de ce vom vorbi, să-mi vină și scris, pe care să-i dau atunci număr de înregistrare, ca să ulterior să vedem pe asta. Ce e scris rămâne, vorbele se duc. Refac frumos pe 16. Domn primar, da, în spatele blocurilor avem parcările, noi am plătit parcările. Am sunat, vine poliția locală, nu sunt numerotate, de unde știu eu. Deci, foarte multe mașini. Parcările care au fost, după terminare, rămân tot ale dumneavoastră. Da, dar acum nu avem acum unde. Acum aveți unde, că e ocupat cu molos. Și molos și s-a tăiat, ele s-au luat. Noi când începem și voi veni odată, dar în fiecare zi de două ori, ca așa sunt. Eu sunt pe șantier acolo unde se lucrează. Aici nu se lucrează, nu m-ați văzut, dar când dau în două săptămâni de intră, sunt aici și atunci luăm problemele pe fiecare parte. Intrăm, cu siguranță vor dispărea gunoaiele, vor dispărea gunoaie tot. Și asta nu e problemă, deci am mai fost asta, cu parcări. V-am spus, eu nu promit. Hai să vedem dacă se ține. Deci eu acum efectiv am locul plătit de jumătate, deci de la începutul anului și n-am unde oameni să plătesc mașina. Eu vă spun fără lipsă de modestie, mai bine intenționat și de a rezolva problemele ca mine nu e. Este o ambiția mea personală acum după întoarcerea mea, să demonstrez și vă demonstrez dumneavoastră care ați avut încredere în mine și vă spun clar, eu nu candidez la capitală, nu, eu o să rămân aici dacă vreți să mai mă țineți primar bine. Dacă nu, nu. Rămân ca să scos sector cum l-am scos pe 4 și cu același. Deci 4 era mai tare ca al dumneavoastră, mai urât, mai urât, da? Iată-l cum arată 4 astăzi, da? Și nouă ce facem? Ajutați-mă și până de trebuie aștept să-mi pună geamurile la balcon. Am doar ramă de la după doamna, acum la la Bogdan, să ia du-te acum să te noteze. Deci după Bravo 9 de la 280 în bață la electromagnetica. E o chestie problemă, da. Jumătate din școală și o tână în clasele mici. Da. E o chestie provizorie și 280 și ce probleme are. Ca să putem reabilita, să putem consolida, să putem construi altele. Cum avem și la Iceduca. A trebuit să mutăm pentru că să continue anul școlar. Pentru că acolo avem riseismi. Dacă ferească Dumnezeu se întâmplă ceva. Au început să cadă. Ați văzut ce hal e 280. Nu se putea perpetua. Și atunci știi cum e. Tai rău de la rădăcină. Nu poți să construiești sau să consolidezi cu copiii în școală sau să intru după oraș. Știți dumneavoastră câte serii de copii învață? Știu, doamnă, credeți că... Știu, doamnă, știu. Dar a fost singurul și cu acordul și acordul profesional. Este un efort care trebuie să-l facem comun. Comun, exact. Deci nu putem, eu nu pot, adică și în căruță și în teleguță și asta nu se poate, dar dacă un efort comun putem să dezvoltăm. Da. Domne, da, cum toată lumea vrea azi, acum. Băi, oameni buni, n-a făcut nimeni 30 de ani, nu i-a șertat pe nimeni, mă luați pe mine la rangă, care sunt intenționat să fac. Vrea, doamna, o poate. Deci după ce terminați cu Brava 9, da. Vă rugăm, vă rog, 3 minute atât. Da. Sunt președinte la o asociație proprietar pe Cinega 97. Vorbeam Zolan în numele meu. Am firmă de anvelopare din octombrie anul trecut.
toată vara, trei luni, a trecut nimeni pe acolo. Au lucrat așa hal încât un apartament e o palmă mai într-o, un balcon e o palmă mai într-o parte, unul este mai într-o parte, unul e mai interior, unul mai într-o. Pe Cinaga 97, bloc 47A. Bloc 47A. Scrieți acolo inspecția mea personală cu... cu... Da? Domnul. Eu am făcut o cerere să vin în audiență la dumneavoastră. Așa. Pentru loc de parcare. Da. Care din 2010 nu mi s-a... De ce? Aveți alte locuri de parcare? Mai aveți vreun loc de parcare? Nu, niciun loc, absolut nimic. Și de ce? Dar locul există fizic? Locuri erau, dar s-au distribuit în altă parte. Domne, acum există un loc fizic pentru tine? Păi acum nu mai există, că s-au distribuit înainte. De... Bun, și vrei un loc de parcare. Și unde vezi un loc de parcare? Și unde vezi un loc de parcare pentru tine? Undeva lângă Dumbrava asta. Fă cerere și vină cu ea la mine. Întrebarea e următoare. Am înțeles necesitatea trotuarelor pe arterele principale, trotuare mari, spațioase și mai departe. Ce nu înțeleg eu, în spatele blocului este de zona asta și mai departe, s-au făcut trotuare, vă spun sincer, de un metru, un metru și jumătate, când pe acolo circulă poate 10 persoane pe zi. Se mai poate remedia ceva? Dacă nu e recepționat, da. Așa. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că și lângă trotuarul care s-a creat acum, sunt mașini parcate și lângă, în fața celor mașini, alte mașini parcate, datorită lățimii trotuarului, s-a luat foarte mult din spațiu din de manevră. Carosabil. Nu, din spațiu de manevră pentru a parca mașina. Vă credeți? Nu sunt... Chiar nu, e ok. Noi facem în felul următor. Oameni buni, cum am zis, trecem la fiecare vară la blocul respectiv. Vin și discut cu toată ala. Uitați, domnule Conor, vreau să vă spun, nu am spațiu de manevră. Domnule, dăm trotuarul înapoi cu 50 cm, îmi aduce scris de la asociație și atunci începem să dăm înapoi. Că următoarea asociație nu vrea să fie sănătoasă. Eu mă supun la majoritate și putem face lucrul ăsta acum, până se recepționează lucrările. De-aia au fost un lucru bun, că i-am prins cu pantaloni în vine și spuneam, ei făceau pe repede, nici vă întreba, dă-i drumul, da. dă-i drumul. În al doilea rând, spun ce, pe lângă aceste trotuare, înainte fiecare își mai parca mașina pe trotuar și mai departe. Acum nu se mai poate urca cu mașina pe trotuar, sunt mașini parcate și sunt locuri, zone în care într-adevăr trebuie să faci 10 manevre ca să poți să sparca mașina ta. Asta pentru că nu vă consultă, domnule. Ei fac niște planuri din birouri, le dă la constructor fără să vadă ce există fizic în teren și așa ne-am așa s-au trezit. Asta e boala, asta e boala. La mine nu există așa. Eu sunt în teren, nu îmi place, nu vă place, o reglement. De deci astea se fac din birou. Și mă rog, încă o dată, încă un singur lucru. Vreau să știu dacă gardurile acelea care s-au montat de jur împrejur, vor continua. Vor continua, pentru că la noi a fost eu le-am sistat să vedem exact, să avem dimensiunea unui buget, acolo unde s-a început un șantier și cu acel gard, că îmi place mie, că nu-mi place mie, că îi place lor, îl continuăm, că nu sunt înapoi că o să schimb, merge de 10 metri cu un gard, punem altul gard. Ăla îl închidem, deci cu siguranță îl închidem. Eu în privința reabilitării am văzut că ați expus câteva probleme și mai departe. O să încerc să-și văd de parte să continuez o audiență. Vă rog, spuneți, sănătate. Întrebat frumos și Cobadin, e o stradă fără nume. Unde s-a început lucrările. Fără nume? Da, nu e mare, e o străduță fără niciun nume. De ce? Așa e făcută. E și pe o alee. Și peste tot e o alee. Cum vă numiți? Îi pune numele dumneavoastră și gata. Îi pune și numele meu, că am număr de nume de scris. Să lucrează acolo, că da, iar doamna ne măcet cu ea. Cine Păunescu? Când parchează dânsa, când nu, Marin Preda. Că din 11 au rămas 7. Așa vă cheamă? Așa vă cheamă. Din 11 au rămas 7. Sunt 11 plătite și acum mai sunt 7 locuri. Ne certăm locuri de parcare. Acolo când s-a apucat? Deci e între Făt Frumos. Peste 2 săptămâni. Între Făt Frumos și Cobani. Peste 2 săptămâni ce ne apucăm aici? Vă rog. Au lăsat toate gunoaiele acolo. Am făcut solicitare, nu au spus că mai. Directorul Poliția Locală Recepție. Îmi dați acum adresa direct să se ducă pe mediu. Comunicați domnul primar cu Poliția Locală. Ileana Costânzeana, numărul... Stați o secundă. Da. Ileana Costânzeana, 1921. Păi Ileana Costânzeana 1921 a construiește cineva un bloc, dar de jur împrejurul blocului sunt deșeuri rezultate din construcție. Între blocuri. Între blocuri. Sunt deșeuri rezultate din acea construcție. Mâine dimineață la prima oră, cei de la mediu din cadrul poliției locale sunt prezenți acolo. La 10 îmi spuneți ce măsuri ați luat și contactați și firma de salubrizare ca constructorul respectiv ori plătește prestația, ori o imputăm noi.
și în cartea tehnică. Da, domnul primar, recepționat mâine la prima oră, este un echipaj acolo, până la 10 aveți informarea completă a tuturor măsurilor luate. Amendă maximă, da? Pe mediu. Amendă maximă, cea mai mare amendă. Să vândă în altă parte dacă vinde sau nu mai vinde băuturi după orele la 23. Când poliția locală își va lua atribuție în serios. După ce schimb... Am avut nenumărate sesizări la poliția locală. Cu ce da? Vis-a-vis de parcări și așa mai departe, care sunt nenumărate. Ocupate sau ce... Nu. Drumul foarte îngust, nu mai puteam să ies din parcare. Poliția rutieră a venit frumos cu o ruletă, a măsurat, drumul este sub 6 metri, nu are nimeni voie să oprească acolo. Ei mi-au adus la cunoștință poliția rutieră. Despre acest articol 143 aliniatul B sau C, nu mai știu exact, dar putem să-l găsim. În momentul în care am sesizat poliția locală și le-am spus despre acest articol care l-au pus în vigoare poliția rutieră, au spus că nu e treaba lor, că nu cunosc și nu știu. Am dus în casă, am venit cu o ruletă. Am nenumărate, vă dau numărul de telefon. Vă dau numărul de telefon. Am nenumărate sesizări la poliția locală. Da, domnule. De nenumărate ori mi-au spus... Ești bomboana care îmi trebuia mie. Fă-mi, te rog, scris. Pune-mi în facsimil sau în serocopie. Pune-mi tot ce ai făcut. Adresele, numerele de telefon, oră... Domnul mă cunoaște oricum din vedere, așa? Fine. Cine? Domnul de la poliția locală. Da, din vedere. E la okay. Rutieră. Uite cum facem. Vino în coacă. E foarte bine. Îl iei pe domnul. Te duci astăzi, acum te duci până la acasă cu el, ei face, va face o cerere, va face, îți dă niște bunuri și personal vii mâine dimineață cu ele la mine și discutăm acolo, la fața locului. Ileana Cosâzeana, în spatele blocului, de când au trecut cei de la ADP? Nu, de la salubrizare. De la salubrizare, pardon. Doamne, să măture și să elibereze acolo coșurile avem... de gunoi de vară, noi trebuie să suportăm coșurile acelea infecte. Doamne, avem un șantier acum în zona. Deci nu aveți un șantier în Ileana Cosâzeana, în spatele blocului, vă duc să vedeți semințele de 2 săptămâni. Eu personal acum îl dau și acum. Da, acum, da. Înțelegeți? Ele, da. Acum și le rezolv problema. Acum și deci o țip, chiar dacă e șantier, țin permanent. Nu, era în zonă. Și mai am încă o problemă. Există un teren tot în spatele blocului, fiecare și-a pus stâlpulețul cu, vă zic, cu sfoară, nu cu sfoară, cu cablu și cu lacăte. Unde? În Ileana Cosânzeana, numărul 9, în spatele blocului. Că stau acolo, că parchează, că sunt plecați în concediu, tot timpul locul ăla este ocupat. Deci n-are voie nimeni să parcheze. Păi normal, dar n-are voie să-și pună... N-au voie, exact. A venit poliția locală, așa, le-am spus, domnule, dar cu terenul ăsta ce este? Nu știm, ne suntem trimiși să vedem... Dacă puteți să-mi faceți, a stat atât și ați ascultat. Să vede domnul. La vine, rezolvă treaba cu curățenia și va fi de azi încolo. Deci miercuri vă fac poze. Și îmi trimiteți-mi scris. Mi-aduceți la primărie. Le aduc la primărie. Măi, oameni buni, voi ați văzut pulsul de aici, cât se poate de real. Am intrat între oameni, am intrat cu dumneavoastră. Pe dumneavoastră nu v-a cunoscut, nu știe lumea cine sunteți. Știe decât instituția și numele primarului pe care l-a ales. Parte dintre dumneavoastră, cu tot respectul, pot să zic că, nu știu, după venirea mea, ați cuplat sau sabotați. Mă voi elucida în următoarea perioadă. Vedeți problemele reale. Astea sunt problemele. Multe dintre ele, cum e cu 280, nu au ajuns la mine, care era o problemă de voi, de discutat între voi. Cum e problema, cum a trebuit să le explic. Cum a fost aici. Cum e pe podul Giurgiului. Cum... Vin la voi, fac sesizări, răspunsuri care le-am citit și o să vi-l prezint mâine la operativă, două am aici. Din astea, să scăpăm de ei ca să dăm răspuns să nici între ei. Bă, mai bine nu dați decât să dați răspunsuri de genul ăsta, în bătaie de joc. Răspunsuri venite de la infrastructură, răspunsuri venite de la direcția de investiții, răspunsuri venite de la toate direcțiile. În bătaie de joc. Mai venim noi pe la voi. Stai că la iarnă vine iarna. Cam așa ceva. Păi, oameni buni, eu vă spun aici la fața locului, operație pe viu. Eu veneam și fără dumneavoastră. Veneam cu doi consilieri, le puneam să noteze. Bă, voi sunteți factorii responsabili. Voi rămâneți în echipă sau plecați acasă. Pentru că eu decontez.
pe fiecare dintre dumneavoastră, ok. A, s-a mai venit fraierul, dă pe aici, a noi merge cu calul. Nu mai merge, frățioare. Și eu cât să duc? Dacă n-am și eu spatele asigurat cu voi care să lucrați în simbioză. Nu că, uite, vine respectivul, stă în zonă și trebuie să-mi spună mie ca primar care lucrează în primărie că are nu știu ce problemă. Băi, colegul vostru, băi, e locuitor al sectorului 5, că lucrează și în primărie altceva, dar plătește. Taie, bă, copacul ăla uscat, bă. Trebuie să vină să-i dea aprobare primarul. Că nu mai sunt niște detalii care parte m-au echilibrat, parte m-au enervat. Dar mă întorc la dumneavoastră, domnilor. Bă, băieți, ori putem face echipa aia, că eu pot să duc și singur, și castane, și cârcă, și cută. Și mai am nevoie de director, mă. Iau execuții, externalizez anumite servicii și dăm drumul la treabă. Duceți-vă, bă, fraților, unde vă permite lucrul ăsta, mă. Că poate așa, mulți aveți vechime, că dacă n-ați să avea vechime în administrație, aș fi zis, domne, ok, am venit nou, până văd cu ce se mănâncă. Bă, da, aveți 15, 20 de ani, 25 de ani în administrație. Pe unde ați lucrat, da? Păi dacă acolo a mers plugul așa să-l trădriclați, n-aveți cum. Că uite, vin în teritoriu, sunt probleme reale. Nu vă cer decât să voata, cum v-am spus și pe stație. Bă, o oră pe zi. Du-te, mă, o să vreți înapoi să împart acele zone, să vă oblig să vă duceți pe fiecare zonă câte două ore. Știu că la mișto, unii trimitea șoferul sau trimitea pe soacra, eu știu pe cine trimitea. Și hai că e bine, îți dădea două, trei și tu erai la șpriț unde erai. Hai că îi dau mâine lui fraierul un raport și zic că am trecut pe zonă. Bă, oameni buni, lucrurile astea se întorc. Dar pe voi sunteți undeva placați în spate și eu, la mine, mie mi se sparg în cap. Eu nu mai suport lucrurile astea. Cât s-o fi, cât ce-o fi, ce am făcut, ce n-am făcut. Bă, băieți, ori ne aliniem cu toții să fim o chestie, pentru că v-am spus și intenția mea. Până acum că face, că dă cu ruși pe buze. Eu rămân aici, mă, dacă vreți să ducem plugul mai departe, rămâneți cu mine. Căutați-vă, bă, sapă. Vă dau un termen de, să nu zice, o lună, două, să nu zic că vă arunc mâine în stradă și gata, asta este. Sau mai e o problemă care vreau să o discut, să o gândiți în seara asta pentru operativa de mâine. Domnilor, avem curtea de conturi. E pe anul 2022, dar e reflexia din 2022. Parte dintre dumneavoastră n-ați fost nici în 2022, n-ați fost nici din 2015 încoace. Dar 2022 reflexă dezechilibru creat din aproape din 2015 încoace. Cine decontează, domne, 2015 la zi? Am venit din vacanță, am căzut în scaun și am căzut cu 20 de ciocane în cap. Nici în 22 n-am fost, nici din 2015. Am stat și eu 21, până la începutul, jumate din 22. Ok, eu știu ce am făcut, dar dezechilibru. Vă cer, asta vreau să vă spun, vă cer cei de la Curtea de Conturi, vă cer anumite clarificări. Bă, dați-le, bă! Sau spuneți, nu există actul, că mai nou așa văd, nu se regăsesc acte în primărie. Nu e perioada în care ai fost tu director, care ai fost tu director. Bă, nene, dar dacă acoperiți ceva, lucrurile astea se vede. Și tu ești răspuns, și tu răspunzi, și tu răspunzi, de aia care n-ați fost, dacă nu scoateți acum la vedere. Bă, dacă v-a cerut Curtea de Conturi prin adresă scrisă, puneți-le, bă, frate, la dispoziție. Nu trebuie să mă bage astăzi Curtea de Conturi în ședință să spună că, domne, lucruri simple, le cir, nu vine, domne, nimeni, ne sfidează toți. Bă, voi e rușine. La toți ăștia care sunteți, că sunteți majoritatea de factori de decizie. O să vorbim lucrul ăsta și în operativă din mâine. Raportat, mă întorc la ce este aici. Să le dăm garanția că totul este ok. Casă de... Iar curățenia, domnul, bă, tăticule, vrăjeala asta că e șantier, eu n-o înghit. Poate să fie mama șantierului. Dacă ăla n-are contract cu salubrizare, amendă maximă și gata și nu mai, poate să nu mai reabiliteze blocul, face contract cu salubrizarea cu tine, iar ce este mizerie în șantier, dacă nu strânge seara sau a dus și târziu, arsi ăla, bă, frate, și faci curat și faci factură lui ăla. Îi scădem din prestație, îi scădem din asta. Dar nu spui mie că e șantier, mă. Pe oamenii ăștia ce vine, mă? Că e șantier și gata, nu mai vitanjăm coșuri sau nu mai facem că e șantier. Nu, tate, oamenii ăștia se duc la casele lor în continuare. Trebuie să beneficieze, indiferent ce șantier e. Da, și așa merg, nu e asfaltat, își rup tocurile sau ce se întâmplă pe aici. Dar măcar curățenie, mă, două mături, nu ai trecut în program. Dacă e șantier, fă, bă, nene, facem hotărâre de consiliu, băgăm în continuare problemele. Da? Mai multe nu vă rețin în seara asta, discutăm mâine. Ce ați notat și ce țineți? Că văd că niciunul, erați atât de zen, niciunul nu aveți în afară de omulețul ăla. Eu n-am văzut pe unul cu o agendă.
Și spuneam, ăla, 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 sunteți atât de meghintoși în cap, computer land, să rețineți tot? Bravo! Eu n-am să uit lucrurile astea, pentru că chiar dacă le uit, a doua zi, a treia zi când vin aici sau peste două săptămâni, îmi dau din nou castane și atunci mi-aduc aminte de voi, dacă voi ați uitat. Haideți să... Bă, nu vă cer nimic, mă. Bă, v-ați spus, n-am venit pe... Eu știu, pe săbii să ne batem. M-am venit să construim, vreau să construiesc. Poteți, bă, să stați lângă mine, că dragostea cu Sila nu se poate. O seară bună. Ne vedem mâine la operativă.